Și apropo de ora și data din calendar, se răcește tot mai mult vreme, așa că șoferii încep să se întrebe când să schimbe cauciucurile, anvelopele la mașină. Cei care nu vor să prindă aglomerația din noiembrie, început de decembrie, și-au făcut deja programare la vulcanizare. Atenție, deși sunt acceptate și ne scapă de o grijă, cauciucurile all-season nu sunt chiar indicate. Iată și sfaturile specialiștilor. Roată cu roată, mecanicii au început să pregătească mașinile pentru iarnă. Cei mai conștiincioși, șoferii își fac programarea acum, deși afară sunt încă 20 de grade. Dacă în această perioadă la vulcanizare ajung zilnic aproximativ 30 de mașini, la prima zăpadă numărul lor depășește 150. Pleacă în țară mașina. Nu se știe, eu știu timpul pe acolo pe unde se duce. O mare parte, da, încep dinainte ca să nu stea la rând. Pe urmă, când se aglomerează, timpii de așteptare sunt mult mai mari în momentul în care se răcește mai tare. Când temperaturile scad noaptea sub 0 grade, oamenii în general încep să vină să schimbe anvelopele. Prețurile variază în funcție de tipul de jantă, dar nu diferă față de cele de anul trecut. Undeva la între 100 și 180 de lei per mașină, depinde de jantă, depinde de mașină, depinde de cât de îndoită e o jantă. Aluminiu undeva la 180, tabla 120. Pentru camioane cât costă un schimb? Un schimb e undeva la 80 de lei per roată. Deși vremea nu s-a răcit atât de mult încât să fie nevoie de anvelope de iarnă, iată că sunt șoferi care sunt precauți și au decis să schimbe anvelopele acum. Cât despre cele de iarnă sau all-season, părerile sunt împărțite. Cele all-season nu le văd atât de eficiente pentru că se consumă mai repede, ori dacă nu se consumă, sunt cumva foarte plastificate pe timp de vară și nu au eficiență la frânare. Există soluții și pentru cei care nu au unde să țină cauciucurile de vară în timpul sezonului rece, hotelurile de anvelope. Sunt două sezoane, e 100 de lei pe sezon. Pe sezon. Exact. Da, le schimbă de două ori pe an. Da. Deci pe cele de vară le lasă aici, le ia în vară la începutul verii și plătește 100 de lei. Exact, exact. Legislația nu menționează când trebuie schimbate anvelopele, dar șoferii au obligația să aibă montate cauciucurile de iarnă de fiecare dată când circulă pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Lipsa lor poate aduce amenzi de peste 1300 de lei.